Bună ziua! Bună ziua. Permiteți să pun și eu geamantanul aici? Da, sigur, vă rog, dați-mi voi să vă am uitat să vă întreb. Aici este un vagon de umători sau de neumători? Nu înțeleg. Dumneavoastră, umați? Mă întrebați dacă fumez. Da, exact, umați sau umați? Nu, nu. Foarte bine. Mulțumesc. Poftiți, lați. Mulțumesc. Rog să mă iertați că drăznesc. De ce nu-l pronunțați pe F? Oh, e o poveste foarte lungă. Dar până la tecuci unde am să cobor, am să vă povestesc. Fiți atenți, este enomenală. Numai ochi urechi. M-am născut la Elciu. Noroc. Nu, nu, că n-am strănutat. Am pronunțat numai numele urbei natale, Elciu. Fălciu. Exact. Tatăl meu era actor. Ah, la ce teatru jucai? Și eu sunt actor. Nu, nu la teatru. Nu, nu, la poștă. Era actor amator în echipa poștei. Nu. Actor poștal. Împărțea scrisori. Ah, factor poștal. Exact. Iar mama lucra la o lorerie. Vindea oale. Nu, vindea lor. De lor. Rumoase, parumate. Trandairi, garoaie, icuși, erigi. De lor. Da, vă plictisesc. Nu, nu, din potrivă, chiar mă pasionează. Da. Tatăl meu... Factorul. Da, actor. Avea o meserie foarte obositoare. Toată ziua ugea. Ugea, sărac. Mugea? Nu, ugea. Ugea cu scrisurile, prin noroi, prin praf. Da, n-a neglijat nici educația mea, nu, mă ținea în râu. Mă ținea în râu? Da, mă ținea bine în râu ca să nu meargă de cap, să nu supăr pe mama. Nu mai aveți nicio soră? Nu, nu. Am rate. La ce aveți rate? Am un rățior. Aha, un frate. Dar eu ce spuneam? Dar Dumitale îți cade cam greu, Isa. Ce îmi cade? Isa de Teleon. A, îmi cade Fisa de telefon. E, asta e că nu prea-ți cade. Nu, mie, dar spuneți mai departe cu fratele. Mă rog, într-o bună zi bunicul meu a venit să-l ia la el ca să-l învețe o meserie. Știți că el are o rizărie. O rizărie? Da, o rizărie. Rizărie? Rizărie de ras, tuns, rizat. A, frizerie. A, exact, exact. Numai că el nu s-a acut rizer, s-a acut cu aur de dam. A, înțeleg, ondulații permanente. Da, da. Mie nu prea mi-a plăcut școala și atunci tatăl meu m-a răsățat. Ce m-a răsățat și până la urmă a întors oaia. Avea oi? Nu, a întors oaia. Adică nu m-a bătut, nu m-a certat, dar m-a dat și m-a făcut dactilograf. Dactilograf. Exact, dactilograf. De aici mi se trage și acest deec de orbire. Cum așa? Deec de orbire, știți, mașina la care lucram eu nu bătea litera... Exact. Da. Adică în loc de armacie, bătea armacie. În loc de ereastră, bătea ereastră. În loc de ușuș, ușuș. Și a făcut un relax. Ce relax? Relax, relax. Cum a făcut câinele acela, care se iocea oameni la oră X. Ah, reflex, condiționat. Asta l-am făcut și eu, da. Și da. Nu v-ați răzbunat pe mecanicul de întreținere? Oh, ba da, că l-a și schimbat. De vreo lună a venit altul. Da. De atunci bate litera F. N-a cam zis-o. E, perfect, dar nu sunteți pe cale de vindecare. Da, de unde? A naibii mașină. De atunci... Ce mai are? În loc de C, bate Ț. Și ce nețaz e? Ce necaz este? Pe cum ce nețaz? Eu am fost solistă. În țărul întreprinderii. Era scoristă în corul întreprinderii. Da, 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 eram soprană de țărulatură. Dar acum nu mai sunt. Ați pierdut vocea? Nu, nu, dar mi-au dat să țântecul acela, Țuțu, Țuțu. A, știu, Țuțu, Țuțu, Țuțu. Nu, nu, Țuțu, Țuțu, s-a dus Țuțu la pădure, Țuțu, Țuțu. Am ajuns la te Țuțu, trebuie să-ți obor. Cine am avut onoarea? Țuține, Țuțan, Țuțaru, Dan Tufar. Mă buțur, mă buțur, la revedere. Mulțumesc de companie. Cu plăcere.